Ei, sănătate numai bine, dragilor. După cum v-am obișnuit, vă povestesc ce s-a întâmplat săptămâna trecută, cum mi-a mers, retrospectiva săptămânii, cum ar veni, ca să ne uităm aici la încasări. Săptămâna trecută am făcut 3176 de lei plus încă vreo 150 de lei, vreo 3300 la 47 de ore, să zicem, 47 de ore. Am făcut 148 de curse. E bine. Ăștia-s bănuții. Dar mai important decât asta este ce am realizat în afară de asta. Am realizat că oarecum trăiam într-o lume parțială a fanteziei. După cum știți, mi-am eliminat glutenul din alimentație deja am vreo 2 luni de când nu mai mănânc gluten. Am tot încercat tot felul de diete, dar asta din cauza că am început să mă simt un pic mai nașpa. Și acum încet încet încep să-mi dau seama că de fapt din cauza lipsei de mișcare. Am observat când m-am dat pe bicicletă, când am făcut efort mai așa, chiar dacă am mâncat mai mult, nu n-am simțit nicio stare de disconfort sau o stare nașpa generală. Așa că ieri duminică m-am întâlnit la biliar cu niște prieteni, cu chiar cu nănașul meu, care mă întâlnesc foarte rar, și a fost ziua lui un prieten și m-am mirat foarte tare de felul cum arată nănașul. Foarte bine s-a făcut, lucră la sală de 2 ani jumate și a făcut un corp super. Și omul a trecut printr-o mare tragedie. Na, nănașa mea a murit. Na, și el a rămas singur și cu traume mari. Și uite-te că a reușit să treacă peste toate problemele astea cu 2 copii și a refăcut viața. Și mi-a plăcut foarte mult când am văzut ce puternic e acum și ce tare și-a revenit. Și asta, sala l-a ajutat foarte mult. M-am gândit că n-am, fac acasă, mai o bicicletă, mai nu știu ce, dar nu e aceeași treabă. Noi bărbații trebuie să ridicăm greutăți mari și să tot creștem mai mari. Mai ales după 40 de ani, când ai probleme deja, te apucă bolile una alta. Dacă nu faci ceva, și așa e bine cum am făcut eu, că renunț la mai multe alimente și mănânci mai puțin, într-adevăr slăbești, dar nu știu cât e de sănătos per total, că sincer vă spun că nu prea arăt bine. Așa, parcă-s bolnav, așa arăt. Așa mi-a spus nenașul și na, mai multă lume mi-a zis că ce slab îs, am slăbit foarte tare. Și acum mă gândesc că e momentul să reintroduc toate mâncărul, pentru că nu am nicio intoleranță la gluten, nimic. Eu am făcut asta din cauza că am citit, am mai auzit de pe internet multe chestii. Și într-adevăr slăbești, da, slăbești, că normal că reduci din alimentație foarte multe chestii și începi să mănânci sănătos. Mai ales că am eliminat și zahărul, nu mai mănânc nimic cu zahăr. Mai am mâncat câte o ciocolată, dar am văzut că după aia mă simt nașpa. Și atunci am eliminat și asta și toate-s bune și frumoase. Dar îs convins că lipsa sportului de asta, de să simți tot timpul că îți lucră mușchii, asta trebuie. Nu-i suficient să faci o alergare sau să faci niște flotări, 10-20 de flotări, e fix.
Dar trebuie să faci, dacă faci flotări, faci serii de câte 10, să faci vreo 5-6 serii, să simți că ți-ai rupt mușchii, să simți febră musculară. No, și atunci m-am hotărât că toată chestia asta m-ar costa în jur de 500 de lei. La început 160 de lei sala, eu zic că oricine merită banii ăștia ca să îi plătească pentru sănătatea lor fizică, dar și psihică, că atunci când ești sănătos fizic, circulă mai bine oxigenul prin sânge și așa, creierul ți-e oxigenat și ești mai cu picioarele pe pământ, nu așa tot aerian. Așa că acum aștept să iau banii, o să încep antrenamentele acasă mai intense și miercuri iau banii, de joi vreau să mă bag. Mă bag la sală, bag piciorul și vreau să-mi reconstruiesc viața, pentru că și eu cu femeia mea nu mai merge treaba de un an de zile. Am tot încercat diferite metode. Văd că nu e deschisă la o împăcare așa sentimentală. Și atunci am zis fraților, 1,7 km. Dă-i pace, nu mă duc. Am zis că nu, lasă, că doar nu s-o termina viața aici. Am mai fost eu însurat. Nu e prima dată când sunt însurat. Probabil că Dumnezeu așa mi-a făcut mie viața să fiu însurat de 3 ori. Oricum mai îmi doresc copii. Vreau să mai am încă vreo 10 copii măcar. Și cum? Trebuie să mă mențin în formă ca să fiu în stare să fac copii mulți. Așa că e cazul să mă pun pe picioare, că nici mie nu-mi place cum arăt acum. Asta este. Mi-e un pic rușine de mine cum arăt și atunci trebuie să fac ceva ca să arăt mai bine. Și apoi după aia, după ce o să arăt bine, nu o să mai vreau eu împăcare. Așa, viața e o aventură. Ne putem schimba. Bine că am două picioare, două mâini, îs în formă, pot să fac chestia asta. Doamne ajută, merg înainte. Mai ales să l-am și până nașul ca exemplu, care eu zic că e o influență bună. Eu n-am trecut până traumele lui și îl văd că e bine și și-o revenit și e tare. Mai tare exemplu ca ăsta nu văd. Așa că, oricum, e nănașul meu, e prietenul meu de foarte mulți ani. Suntem prieteni foarte buni. Așa că e timpul să urmez sfaturile, că astea chiar sunt sfaturi bune de la un prieten adevărat. Care zice, ai mă, pulă, ca ce? Ne mă scuzați, dar ce vorbim noi? Hai la sală! Și mi-au zis de multă vreme, dar acum parcă am înțeles și parcă nu mai suport nici eu și trebuie să mă duc. Așa că astea schimbările de săptămâna trecută, care am influențe foarte bune și mă bag. Mă bag să vedem ce îmi rezervă viața în cariera asta de sportiv. Oricum îmi place sportul foarte mult. Iubesc mișcarea, iubesc să am febră musculară. Nu știu, mulți zic, bă, nu-mi place că am febră. Mie asta îmi place. Mie asta îmi place, să am febră musculară mereu. Așa mi-ar place tot timpul să am febră musculară. Așa mi-a plăcut și înainte când am făcut sport. Când făceam antrenamente, îmi plăcea să fie foarte tare antrenamentele, să mă epuizeze de tot. Și acum merem înainte, 160 de lei, fix, fix. În aș mai ia ceva proteine și ceva creatină. O să urmez și după o lună o să fac și chestia asta, că oricum în prima lună crești natural.
Apoi după aia îmi bag de astea proteină și creatină să fiu malac. O să fac antrenament în fiecare zi. Așa vreau să fac. Deși am înțeles că odată la două zile sau așa ceva. O să fac în fiecare zi, să vedem. Dacă pot, dacă nu, am o zic și eu. No, și apoi, cam astea, fraților. Începe o nouă provocare. Viața e faină. Cât e ceasul? 23:45. Luni. Nici nu știu ce zi e. Pentru că 22 aprilie. E bun. E bine. Merg înainte. Astăzi am făcut 319 lei. Dar am primit ciubuc 10 lei. Ceea ce e bine. Nu. Cam asta e. Mai povestim și mâine să vedem ce se întâmplă. Sau poi mâine să văd. Dacă să schimb ceva, apă văzut eu. Oricum. E bine că am încercat și cu glutenul și cu toate prostiile astea, dar e cazul să îmi revin la normal, să mă îmbărbătez un pic. Că știți care e faza? Problema îi că mi-am dat seama că când ești bun așa și încerci să fii bun, să salvezi pe cineva sau nu știu ce, te calcă toată lumea în picioare. E ca și faza aia că tu te duci să salvezi pe careva de la nec și ăla, ca să iasă la suprafață, te bagă pe tine și te neci tu. Cam așa e și în viața asta. Nu trebuie să-ți fie milă de nimic. Ba, ar trebui să-ți fie milă, dar de tine însuți. Cea mai mare milă trebuie să-ți fie de tine însuți. Și eu acum asta fac. Mi-e milă de mine. Știu că nu arăt bine și acum mă comport cu mine ca și cum, nu știu, ca și cum ar fi persoana care vreau să ajut cel mai mult. Până acum mi-am tot pierdut energia ajutând sau vrând să ajut pe altcineva și dând sfaturi și prostii. Nu funcționează. Toate sfaturile alea, de fapt, nu mai ales, mă, cu Avramian, cu vostru. Toate sfaturile alea, de fapt, mi-am dat seama că erau pentru mine, de fapt. Și mă concentram pe altcineva. Dar, de fapt, pe mine trebuie să mă ajut în primul rând, ca să pot să ajut după aia pe alții, dacă e cazul. Dar o să fiu foarte atent de acum înainte. Foarte atent, pentru că s-o cam profita de bunătatea mea și asta este, viața te învață. Din păcate, asta e realitatea. Foarte mare atenție la oameni. Au suflet rău, mulți. Bine, nu toți, clar, dar eu așa am întâlnit foarte mulți cu sufletul ăla plin de ură sau, nu știu, de ciudă. Deși uite-te că mi-a trebuit atâția ani să realizez și atâtea chestii să îndur. Nu mai gata. Ajunge, am văzut și cu mecanicii, v-am arătat ce țepariu-s, se profită de naivitate și se arde rapid. Asta e lumea în care trăim. Te-am simțit că ești slab, te-am ars. Cam asta este, ăsta e adevărul. Așa că, de ce să mai fiu slab? Nu mai vreau să fiu slab, vreau să fiu puternic. Nu o să încerc să arg de-o pe nimeni, dar măcar să nu fiu ars, atât. Nu o să mai permit nimănui să profite de mine. Nu, să merem că asta o acceptăm. Să vedem câți bani. 15 lei? Nu, 18 lei. Ceva rusoică. Hai că mergem după ea.
Să vedem ce zice. Pisteți? Pisteți, cred că o să zică. Doamne ajută, sănătate!